Bine v-am găsit la un nou episod de Toca alături de Hudinașu. Salut! Toca, Toca, nouă ne place Toca. Astăzi avem o surpriză minunată pentru voi, pentru că am văzut că ne-ați lăsat acolo comentarii drăguțe și o să mai luăm încă o casă. O să intrăm puțin aici pe shop și apoi o să vă arăt cum am terminat casa de ieri, cea la 3 lei. Nici măcar Hudinașul nu a văzut, pentru că mai aveam două camere, balconul. Ești curioasă să vezi cum am făcut casa? Abia aștept să văd ce ai făcut tu pe acolo și ce casă vrei să luăm astăzi. Sunt foarte multe case și probabil că la un moment dat o să le luăm pe toate. Dar m-am gândit să facem așa, luăm o casă ieftină, apoi una scumpă, apoi ieftină, apoi scumpă. Noi am luat deja o casă ieftină și o să luăm și una scumpă. Am văzut că o vreți și pe aceasta, bonsai. Probabil că o să o luăm într-un episod viitor. Și eventual o să luăm astăzi casa Big Family sau Fluffy Friends. Nu știu, trebuie să ne uităm la amândouă să vedem care sunt mai drăguțe. Hai să vedem de exemplu cum arată asta. Mamă, și asta are mult mobilier, deci are 136 de obiecte de mobilier și 14, ia, pereți din ăștia gen zugrăviți. Foarte frumos. Interesant. Și sincer... A, uite aici ce arată. Vai, ce drăguți! Să stea cu pisicuțe și cățeluși, foarte drăguți. Vai, ce mobilier frumos aici. Sincer, îmi place. Așa? Da, arată super interesant. Și oare aici ai și peturile sau n-ai peturile? Zice aici, ce ne dă? Ah, da, ia să vedem. Okay. Fluffy Friends House. Păi cred că ne dă și animăluțe, nu? Nu cred, sincer să fiu. Nu? Nu cred, nu văd să scrie acolo că îți dă animăluțele. Poate sunt dintr-un pack sau ceva. Eu aseară m-am jucat pentru că îmi place foarte mult Toca și... Am găsit eu niște animăluțe la lucruri infinite. A, păi da, de acolo poți să iei, da. Și mi-am făcut rost de un cățel, de o pisică, dar știu că sunt și pack-uri speciale la un moment dat. Deci și asta e super drăguță, sincer. Da, ia să vedem și cum e Big Family. Big Family, asta e cea mai votată pe care a spus-o voi că vă doriți. Păi atunci hai să luăm pe asta prima dată, Foxy, și după aceea luăm celelalte case, nu? Să vedem cam ce are înăuntru. Uite, avem și trambulină, piscină. Primim toate chestiile astea. Da, 118 chestii. Și ia de mai jos un pic. Tapetul e interesant. Astea sunt așa, mai basic, sincer să fiu. Alealaltă era mai drăguț că aveau pisicuțe, aveau chestii de genul. A, uite și aici sunt animăluțe, deci înseamnă că pun ei animăluțe așa peste tot. Sau poate sunt plușuri. Posibil. Știi ce apreciez aici? Ce? Că pare că avem coșulețe din astea, știi? Dar oare avem prosope? Îmi spunea cineva că trebuie să iau pes de spa. Poate o să iau un pachet. A, pentru prosoape? Da, adică aș vrea să am și prosoape de bucătărie și așa. Uite, oare îți dă și paiangă? Nu știu, sincer să fiu. Sharpie mio. Opa! Vai, ce drăguț! Da, sunt super, super multe chestii. Nu știu, e drăguță. Sincer, nu mi se pare neapărat la mobilier diferență foarte mare față de cea la 3 lei. Mi se pare că este ceva asemănător. Da, doar că ai mai multe posibilități, gen, adică uite și cabina de duș, vezi, este mai mare aici sau e cadă cu duș, cred. E cadă cu perdele. Da. Păi ce să zic? Nu știu, ce vrei tu, dacă vrei putem să o luăm pe cealaltă și să o luăm după aceea pe asta. M-am gândit și la asta, sincer, că mi se pare frumoasă. Hai să vedem și asta, Modern Mansion. Asta nu știu, cred că doar o persoană sau două o pomenit-o. Dar asta pare și mai mare, de exemplu, și are și piscină. Da, asta merge la plajă acolo, uite, văd că are o grămadă de palmieri, nebunii. Sincer, cred că asta e pentru plajă și asta pe care o să o luăm astăzi, o să o punem altundeva. Da. Asta e clar de plajă. Deci, dacă vreți, cândva o să luăm și casa asta care e special pentru locul cu plajă. Și cu
ce animaluții ăsta în duș? Păi ai acolo personajele, știi? Unde ai gen, zici că sunt oameni, doar că sunt animăluțe. Vezi că are picioare și mâini ca un om, gen. Da, e drăguț. Deci, sincer, dintre Fluffy Friends și Big Family, astea două îmi plac cel mai mult. Hai să ne uităm și la asta. Bohemian, da. Bohemian House, ia. Asta e foarte colorată, sincer. Îmi place mobilierul din casa asta. Mi se pare interesant? Mm-hmm. Da, sunt culorile interesante, gen. Mie îmi plac culorile mai vii, adică nu așa monotone. Da, arată destul de interesant, sincer. Cred că iau în stilul ăsta decorez casele. Foarte colorat, așa, nu monocrom. Adică, mie îmi place să spun culoarea. Exagerez cu culoarea. Uite, avem și ananas. Da, bine, astea sunt și așa, gen turcoaz, roz, știi, gen culorile astea. Da, iubesc rozul, turcoazul, negru, nu e o culoare, dar îmi place. Bun, probabil că o să luăm casa asta. Da, am putea să luăm Big Family și după aceea eventual să luăm pe următoarea, nu știu. Păi cred că o să facem așa. O să luăm Big Family, după care o să luăm asta bonsai, că am zis că facem una scumpă, una ieftină. Probabil după aia o să luăm Fluffy. Asta în funcție, oare mai avem altele mai ieftine ca să facem, aoleu, după aia... Sunt mai multe, da. După aia o să ne rupă bugetul, pentru că sunt scumpe restul, deci doar asta a mai rămas așa ieftină. Deci dați aici un like pentru noi să ne cheltuim banii pentru voi, știți, ca să vedeți toate aceste case minunate. Și distribuiți prietenilor. Un prieten care vine și dă like la acest videoclip egal o casă nouă. Ok. Ok. Luăm casa și după aia le arătăm ce am făcut noi sau le arătăm și după aia luăm casa? Păi putem să le arătăm întâi. No, bine, haideți întâi să vă arătăm. Să vă facă Foxy house tour-ul. House tour-ul, pentru că nici măcar Hudinașul n-a văzut. Și să dați și o notă, să-mi spuneți dacă vă place felul în care fac design-ul case, cum decorez. Dar v-am spus, mie îmi place așa mai colorat, să îți rupă ochii când e prin joc. Okay. Da. Deci noi o avem pe asta gratis, care am pus-o aici și probabil o să o mutăm. Deși și asta, deci asta de la plajă trebuie să o mutăm. Da, trebuie să o mutăm la un moment dat. Ok. Deci noi asta am cumpărat-o ieri, care este de fapt un apartament, dar arată ca o casă. Pare că are etaj, dar nu are. Și să vă arăt ce am reușit să fac, pentru că au mai rămas două camere și balconul. Da, adică practic toată partea din dreapta rămăsese nefăcută și partea din stânga am făcut-o cu totul. Opa, deja, ok. Deci, bună hădinașule, asta sunt eu, vă fac din nou room tour, nu știu, house tour. Asta sunt eu, ăsta este hădinașul, pe aici intrăm la noi în casă, bine ați venit, cioc. Ok, și acum o să mă plin puțin cu caracterul. Pe tine te las aici. Mă las la intrare. Oare nu poți să te iau în cârcă sau așa? Nu știu. No. Asta e partea care ați văzut-o ieri, că asta am terminat ieri. Deci mie mi se pare că n-am cumpărat mobilă sau ceva. E efectiv mobilierul din casa asta. Și cu ce mobilă am avut la 3 lei, mi se pare că am făcut un design super frumos. Adică. Da, arată bine. Și aici am dat o petrecere ieri, a fost ziua noastră, n-a fost ziua noastră, dar pentru noi fiecare zi aș mânca tort și pizza, nu? Și aici am făcut bucătăria, care tot așa mi se pare super cute. Apoi aici noi ne-am făcut zona de living și aici zona, să zicem, dormitorul copiilor, dar aici m-am pus eu să dorm, deci nu pot să zic că neapărat dormitorul copiilor. Ok. Acum ne întoarcem ca să vedeți și celelalte camere pe care le-am făcut eu în secret, fără Hudinașul. Opa. Am făcut și m-o tăia capul ca să nu poată să zică el prea multe. Uite, aici am mai făcut încă un living, dacă îți vine să crezi. Am pus canapeaua nice. Asta, te aduc și pe tine, uite. Și vezi ce drăguț am făcut? Am pus covorul, am pus masa asta de sticlă. Oh, masa inimioară. Și am pus niște tablouri și aici, Hudinașule, eu am făcut dressing. Dar pentru că nu aveam foarte multe haine, am pus mâncare de animăluțe, chiar dacă n-am animăluțe. Ok, deci plăduiești să le luăm și pe cu animăluțele, nu? Știi?
De obicei o familie plănuiește să aibă copii, eu plănuiesc să am animăluțe, dar probabil o să am și copii la un moment dat. Și aici mi-a pus hainele de Crăciun, cutii. Asta e dressing. Ok, aici ce am ales eu să fac, un spațiu din ăsta oarecum de joacă, adică schimb prietenii și am pus din astea să stai să te uiți așa la televizor, știi? Oh, tare! Adică stai pe taburetele astea și pe jos poți să stai pe pernuțe și te uiți la TV. Ok, super nice! Apoi, am mai făcut, să zicem, încă o cameră de copii, dacă îți vine să crezi. Mamă, două deci camere de copii! Eu, dintr-un apartament cu trei camere, zici că am făcut șase camere. Așa, te pun pe tine să dormi aici, uite, vin și eu și dorm și aici și ăsta e pătuț de pisică sau cățel. Cred că de pisică, că mi-am pus poză cu pisică. Nice! Și aici mi-am făcut dormitorul meu principal. Te lași pe tine dacă vrei să stai aici. Oh, m-ai pus în spate, ia vezi că am adormit. Nu știu, mie mi se pare că e chiar drăguț dormitorul ăsta, așa? Da, e fain. Și e atât de simplu și uite-te, balconul ce frumos l-am făcut. Sincer, să mint, să nu mint, să spun adevărul, balconul îmi place cel mai mult. Ia să vedem, ia, dă-i mai asta încolo e. Un pic. Atâta se vede poți, doar? Atâta poți să mergi. Ia pune-te acolo în scoică, merge? Da. Da, uite ce uite, tare. Am pus și beculețe. Nu știu, mie îmi place, de exemplu, să stau vara pe balcon, să bată soarele pe mine, cum arată și aici, floricele, ceai. Am vrut să-mi pun limonadă, dar n-aveam. Nu știu, sunul ăsta mie îmi place cel mai mult. Da, arată bine, arată super bine. Acum îi lăsăm pe ei să voteze, spuneți-ne ce notă primește casa aceasta. Sper că vă place, că eu m-am chinuit să fac cât mai frumos aici cu ce pec am avut. Probabil pe viitor o să cumpărăm și alt fel de mobilă și așa mai departe. Bun, acum dăm tu nota întâi, înainte să ia ei. 10, Foxy, nota 10, 10, bravo! Deci chiar îți place? Da, chiar a ieșit super fain. Zici că am făcut, nu știu, apartament de 6 camere din 3 camere. Da, așa-i? Ai scos la camere aici. M-am descurcat, deci mie îmi place. Eu chiar mi se pare cute rău jocul și dacă susține seria asta de Toca, o să fac cât mai multe episoade și o să-mi cheltui toți banii pentru voi. Dacă dați like și v-am spus să vină cât un prieten aici nou pe clip să zic că e nou din partea lui Ioana, Luana, lui Maria, Vlad, David, mai zi nume. Vasile. No, nume. Gheorghe. Cine mai pune nume Gheorghe acum, mă, hudinașule? În primul rând trebuie să mutăm casa ca să putem să luăm alta. Nu mutăm, că putem să mai creăm și altundeva, ia. Doar câteva locuri avem. Oh, păi mai sunt multe locuri. Păi și unde să punem casa nouă, care o să fie aia de familie, de aia zic? Aici undeva în oraș, mă gândesc eu. O vrei în oraș? Da, astea sunt așa și aici să fie aproape de mall, de alea, Foxy. Am putea să o punem totuși aici, pentru că aici e așa o zonă spre plajă. Sau are de aici e zonă spre plajă? De aici aveți să pui practic pe nisip. Care crezi că e mai bună dintre astea? Nu știu, pe margine, nu cred sau că contează mijloc? Chiar așa de mult. În mijloc aș pune eu. În mijloc? Da, că e big family, să fie acolo, să ai și mall-ul aproape, să ai și deci, market-ul. Deci, practic, asta la 3 lei și ceva era casa de la țară. Asta e casa de la plajă pe care o să o mutăm când o să da, ne luăm. Asta trebuie să o mutăm, uite, putem să o mutăm... La lac. Aici la lac, oare? Păi, nu o să zicem, merge. Asta e grav. Asta e gratis, dar o costa teren, nu știi mult. Și de aia. Am înțeles, gata, am mutat-o. Na bun, hai să ne luăm întâi casa. Trebuia să dau pe shop, dar nu contează, dăm acum. O să dai și de aici, nu-i problemă. Bun, păi noi o să cumpărăm casa și stai să vedem unde e căsuța. Uite aici, big family. Și o să dăm buy și după aceea voi o să o vedeți direct cumpărată. Exact, revenim imediat cu casa cumpărată. Gata, am luat-o, aplauze! Hai să vedem spam cu inimioare în comentarii pentru că am luat casa pe care voi v-ați dorit-o, casa de familie. Puteți să-i dați un nume, ce nume să primească casa de familie? Nu știu. Hai să dăm build acum. Și hai să vedem cum arată căsoaia. Mamă, Foxy, tu vezi cât de mare e? Da, dar să râd puțin de tine că, uite, pare mai mare cea la 3 lei. Așa ca și poză, nu? Da, sincer, da. Nu vi se pare că pare mansion bine, pe lângă castel? Probabil că sunt foarte multe persoane, știi, care locuiesc. Ok,
Hai să mergem înăuntru și să o vizităm, să vedem. De ce spuneți voi că este preferata voastră? Pentru că foarte mulți mi-a spus asta. Păi, în primul rând are două etaje, din câte am înțeles, nu? Sper! Wow! Ia uite, deci pe aici... A, e mobilată! Da, uite, ai două etaje, vezi? 1, 2. Okay. Acolo e liftul. Păi, stai puțin, e mobilată? Păi eu vreau să-mi o mobilez. Păi da, poți să scoți mobila și să o mobilezi cum vrei tu, dar probabil că asta e mobilată. Oarecum nu e mobilată de tot. Nu e chiar de tot, ia dă-i să vedem, dă-i mai încolo, să o vedem așa, să o explorăm întâi pe toată. Da, e ciudat că mi-o pus deja, o să le scot eu. Păi da, alea le pot scoate. Așa, okay. Bun, cam atâta e primul nivel. Okay. Și hai să vedem și nivelul următor. Cum arată, că sunt curios. Să mă pui și pe mine în lift, Foxy. Te iau și pe tine. Oare aveam balcon? Că n-am. Nu, aici nu. Poate deasupra. Păi sincer, aia la 3 lei până acum e mai frumoasă. Deci noi stăm la 1 aici? Nu știu. Cred că era la parter. Nu cred, nu, că are doar 2 etaje. Păi că... și am dat la 1. Stai să vedem, păi poate ai dat înapoi la același nivel. Nu. Aba, nu. Nu, eram la etaj. Oare? Deci ne-o dat direct. Ai apăsat tu pe acoperiș acolo și ne-o dat la etaj, da. Vai, avem curte, nu cred. Uite. Ia uite și avem un hamster acolo. Yee! Stai. E bebelușul nostru hamster. Tu plimbă și tu căriciul ăsta ce faci. Nu știu dacă pot să-l plimba, da. Ioi, vină încoace să ne plimbăm cu căriciorul. Stai că te-am scos în curte. Bă, ai scos în curte și ușa e închisă. M-ai scos pe geam, pe unde m-ai scos? Doamne, dar de ce nu? Era fain dacă mă lăsa mai mult să merg în curte. Așa e doar așa puțin. Da, așa puțin, poate cine știe, poate alte case au curte mai mare. Să ne scrieți în comentarii ce alte case au curte mai mare. Că mi-ar plăcea să mă plimb. Nu? Prin curte așa. Da, ia să vedem. Du-te mai încolo, să vedem ce Stai. Se întâmplă. Cred că te las aici un pic, că mă duc eu să mă plimb. Mă lași la ușa, înțeles. Wow. Rip, mamă, ce... Dressing imens. Dressing mare, da. Uite aici curte, Foxy. Vai. Uite aici câta curtea. Stai că vin, opa. Vin să te iau, hâdinașule, ba. Așa, nu mă lăsa acolo. Păi cred că dacă îmi spunea din prima care curtea așa mare, din prima luam casa asta, nici mă mai gândeam, mai stăteam pe gânduri, că mie îmi place să am curte. Mamă, uite aici ce... Opa, ei, bombonicile! Ia. Ce halește, Foxy! Și ție? Da, dă-mi și mie una albastră. Mamă, asta ce bune! Încă? Nu. Lasă că avem pentru mai târziu. Păi sincer... Cred că trebuie să ne cumpărăm decorațiuni de grădină, oare există? Că... Păi, cred că îți dă la casa asta, nu? Așa ar trebui. De acolo pe scaun să vedem ce ai primit nou. Ia uite-te aici. Ia să vedem dacă... da, avem decorațiuni, ia uite, de grădină. Avem casă în copac, nu cred. Da, ori fi mai multe chestii aici, îți dai seama, pe copăcele, uite, vai, pentru pus în grădină. Păi eu nu știu cu ce să încep aici, cred că aș începe cu grădina, sincer. Cu grădina? Abar n-am. Uite, ai piscină să spui în grădină. Ia uite aia. Doamne, aia nu să cred. Afară, ce frumoasă e casa asta. Și ia vezi, stai aici la baie, văd că au apărut chestii noi, cum ar fi asta. Gen spărturi, inundații. Da, nebunie. Toalete, ce e asta, bro? O liță. O liță pentru bebeluși. Ia uite, chiuvetă nouă. În sfârșit, ca aia la întă... Vai de capul ei, oglindă nouă. Oglindă nouă. Opa, ia aici mai multe chestii. Uite, apărat să te rai și să te tunzi. Uite, Pampers. Oh, baby. Avem Pampers pentru bebeluși. Kit de la de prim ajutor. Ce-s la ciofi? Pătuți, se vede că n-ai bebe. Pătuți. Îți pui bebelușul, îl schimbi și îl ștergi la fundul. Da, uite, mașină de spălat cu mașină de uscat. Nici asta nu era înainte. Mamă, super, super multe chestii. Probabil că sunt multe chestii și aici. Ia, noptiere, noi, bine. Uite asta din mijloc mi se părea superbă. Care asta, aha, da. Aha. E tare, aici spaturile, bun, rafturi, ia. Opa, rafturi albe. N-aveam rafturi albe până acum. Nu știu, e imensă casa asta. Draperii, Foxy, primele draperii. Nu vine să cred, cam draperii. Sunt galbene, dar sunt primele draperii. Deci, chiar nu știu. Sper că am urcat, ia să mai dau. Deci, ăsta e unul. Da, și doiul e, ia. Să văd cum mă duce, uite. E tare că avem lift. Nu dai casă cu lift.
Și cu grădina. Păi chiar superbă casa asta și merită nota 10, sincer, ce o mie. Pentru grădina aia, eu sunt drăgoste de grădina, aș dormi în grădina. Da, ok. Da, deci partea asta de sus nu-mi place chiar așa mult, sincer, nu mă impresionează, dar partea de jos, boboc. Da, arată super, super tare casa asta. Eu aș vrea să încep cu grădina, sincer, nu știu. Ok, păi ai începe cel mai bine cu grădina, cred. Pentru și... că la mobilă e mult de lucru și... Și ce, ia să vedem după aceea ce urmează după grădina. Cum adică? Chiar acolo, lângă grădina, să faci eventual primele două chestii. Aici cred că ar fi bucătăria. Bucătăria? Sau e dressing ăsta, da. Aici, da, ai putea să faci living-ul acolo. Aici e bucătăria, da. Să faci o bucătărie mică aici la intrare. Păi mă gândesc așa, când intri în casă, aici ai putea... Deși nu știu, ăsta ar fi mai degrab hall-ul, părerea mea. Da, ar putea să fie și hall-ul, da. Deci intri în casă, ăsta e hall-ul, aici ai nimic, practic. Dar știi ce poți să faci acum, mă gândeam? Poți să faci aici așa, bucătăria și aici faci living în continuare cu dressing. Da! No? Să faci open space, așa. Da, adică mi se pare ok că așa ăsta e bucătărie și living și... Și aici de, din living te duci direct pe terasă, știi cum ar adică veni. Adică când vin prietenii la tine, așa mi se pare normal. Păi, hai să vedem. Atunci ce să facem aici la grădină? Ăsta nu poate fi mutat. Nu cred. Uite, avem și sârmă de haine. Da, tare. De acolo pe ăla să vezi dacă poți să o muți. Ba da, uite, poți să o muți. Ah, păi aș pune mai... Nici nu știu unde să pun. Mai mijloc, parcă, sau punem într-o parte. O să pui în partea aia, în colțul ăla, nu știu. Sau o să o și arunci. Ne mai punem haine la spălat? Ba. Da, 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 lasă așa, să ne punem. Cum să nu, Foxy? Chiar nu știu unde să pun asta. Lasă acolo momentan, în mijloc și după aceea o mai muți. Ok. Bun, hai să începem cu ce avem la grădină. Un grătar, prima dată pune grătarul. Cred că casa din copac ar trebui să o punem aici undeva. Da, pun eu cât de mult poți încolo, știi? În capăt, gen. Nu așa, nu așa, în sus, în sus, în sus. Pune tu. Ca să nu-ți ocupe spațiu, o pui cam așa, știi? Să fie chiar în colț acolo. Ăsta mi se pare că încurc aici, ar trebui să-l punem mai încoace. Păi pune-l momentan sau șterge-l și-l pui după aceea, mă gândesc că mai poți să-l, adică sau poate nu mai poți să-l pui. Pune-l în living. A, nu, e ok acolo. Pineata asta și pomanele. Aici te joci lângă căsuța în copac. Și atunci, ca să avem loc să punem grătarul aici, știi, mă gândeam. Ok. Și trebuie loc ca să nu ia casa foc, știi, între casă și așa. Ok. Și... A, uite aici era chestia, ai văzut-o? Era acolo. Ce? Asta de atârnat. A, ok. Asta era. Oricum îți trebuie și pentru haine și așa. Mi-ar plăcea, boschet de ăștia mi-ar plăcea la casă. Da, ai putea să pui undeva. Aici o să încerca să mai mascheze chestia asta. Ok. Punem doi boschet la fel sau aici? Nu cred, aici, sincer. Uite aici doi boschet, mă gândeam. Poți să pui asta, ai. Boschetul ăsta mai așa, cred că. Și... așa, cred, ca să fie mai diferit. Și aici, eventual, să punem de ăsta, așa. Da, dar trebuie să punem și măsuță pentru grătar. Stai să vedem și un dulap unde să depozitez chestii. Hai să vedem dacă găsim la... Wow, ce frumos! Mamă, uite, și asta mi se pare. Afară, da. Poți să-l pui, uite, aici, așa, în stânga. Deși pare a fi prins, da, nu prea poți să-l pui. Oare? Numai să muți alălalt de haine mai jos. Păi, cred că momentan nu spălăm haine, le aruncăm. Vezi că au rămas ea după el. De piniata gen. Mi se pare că momentan nu avem nevoie neapărat. Uite, punem aici. Mai bine mai mult spațiu de stat în curte decât... Da, arată mai bine așa. Aia, las-o acolo momentan. Așa, a... Nu, așa, se vadă niște jucării. Ok. Avem și pufuri din astea de sta pe afară, dar deja prea multe. Vreau să mă uit după... Și ăsta era fain. Vreau să mă uit după din asta, cum se zice, după o masă, ca să pun o masă pentru grătar. Păi poate la bucătărie, nu știu. Habar n-am. Da, aici. Că, oh, ce fain, ai și masă de picnic. Uite, da, masa aia de picnic, ai putea să o pui aia, da. Punem aici, la intrare,
sau să punem nu, aici? Chiar la intrare, între, uite așa. Aici? Pe aici, pe undeva, asta e să vedem. Pe aici, pe undeva, și asta trebuie pune... pus mai așa un pic. Și trebuie să punem și scaune. Și scaune. Scaune drăguțe că, wow, ce frumoase scaunele. Mamă, o grămadă de scaune. Care să, dar mie plac astea, dar și astea, astea se pun normal. Da, poți să pui două scaune de ele acolo. Unu. Și mai pui încă unul așa. Patru scaune ne trebuie oricum. Păi da, da, zic eu că ar arăta mai fain să fie diferite, poate. A, știi, că până... ocupă mai mult spațiu, gen, dacă vizual, nu... da, da, da. Da, ceva de genul ăsta. Ok, bun. Bun, trebuie să mai vedem. Momentan avem atâta. Bă, arată destul de bine deja, sincer. O să te pun la masă. Să mă pun și pe mine ca să am loc să decorez. Mamă, ce tare. Deci ai destul de full grădina dacă stai să te gândești. Mă gândeam că uite aici mai e un colț liber, ce aș putea să pun în colțul ăla? Eu nu știu, mai de acolo la mobilă să vedem. A, știi ce mai putem să punem? Asta așa. Dar chestii de grădinării noi n-avem în curtea asta. Da, nu știu, dar am mai văzut ceva. Un container trebuie să punem și unde aruncăm gunoiul din casă. Da, am văzut ceva, dar nu mai știu unde, cred că aici. Ar trebui un container, neapărat. Unde era, mă, bro? Ce cauți că-ți spun eu? Uite asta așa. O, din a, asta... pentru picnic. Pentru picnic, da. Vai, ce drăguț. Na, bun. Hai să mai pun în gumie. Îmi place și asta roșie. Inimioara. Hei, mai drăguț așa, nu? Am mai pus Foxy o inimioară direct acolo. Hai să decorez puțin masă. Voi, ce ghiveci frumos. Mânca le-ar mama de frumos. Ia uite. Păi mută geanta mai într-o parte și pune ghiveciul, doamne. Asta e vază. Pune vaza mai... Trebuie să pun și mâncare undeva de ea, mă gândeam. Păi atunci pune asta jos. Sau uite, pune pe scaun. Uite. Așa, pune acolo așa. Undeva, da. Da, 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 așa ceva. Și atunci pun vaza pe mijloc și pun mâncarea invers. A, uite, mă gândeam ce mai putea pune aici. Plante din astea de... Păi, da, da, nu foarte, foarte multe, știi? O, nu pot să bag după ușă, cumva. Da, nu știu, poate dacă dai mai în sus, nu știu. Cred că e prea mare și de aia. Ia să duc grăt. Hai, nu, că grătarul poți să-l pui pe deasupra dacă apeși pe el, știi, el pune... Ok, te las pe... Asta, de fapt, uite, mi se pare... Uite, acum, vezi, opa. Am zis că planta asta e ca un palmier, dar parcă mi se pare mai faină asta alaltă. De să scot. Care? Asta? Da. Asta are și pământ, vezi? Da, și asta e imensă. Da, asta e mare rău de tot planta. Dar poți să pui, uite, așa mai în spate. O pui cât se poate de în spate, gen... Și atunci zic eu că e mai bine și mai dai asta un pic mai așa și gata. Gata, bun. Stai să vedem. Dacă mai am nevoie de ceva de aici, coșul pentru rufe am aruncat momentan ăla. Da, de aici nu cred că mai ai nevoie. Iată! Asta să mai pui încă una, dar nu mai ai pe ce să o agăți acum. Opa! Da, nu merge, trebuie să moți tu înapoi ăla. Eu făceam ca pe Roblox, știi? Ok. Poate aș putea să agăți pe altceva piniata. Păi îți trebuie un cui din ăla. Hai să luăm un cui atunci. Unde era cuiul oare aici? Așa, uite, poți să pui acolo. Nu merge acolo. Nu merge? Nu. Aici? Nu te lasă, doar pe pereți. Deci nu poți, trebuie altceva. Of, că tot mută asta. Așa, da, lasă acolo, dacă... Da, lasă acolo, da, pe prichindel, că e drăguț. No, bun. Dai să văd unde erau... Uite, o piscină poți să pui acolo, în locul ăla gol. Stai puțin, că cau piscina. Ai trecut de ea, nu știu unde ai dat. La baie, oare? Da, uite aici. Să iei acolo și să pui aici, exact, da. Vai, ce drăguț. Ceva de poți genul. Poți să pui mai jos? Cam așa, ca să am loc. Și să mai pui niște chestii pe acolo aruncate pe jos, eventual. Da, stai că eu caut ceva nume să pun. Îți trebuie și din astea copaci. Copaci am pus de fapt tâstea. E o singură chestie aici. O stropitoare. Poți să iei și stropitoarea și să o pui acolo undeva jos, da. Așa că nu mi-am făcut dulap încă de grădină. Îți trebuie și, de fapt n-avem lopată. Gunoiul trebuie să-l punem undeva. Dar unde să punem noi gunoiul? Gunoiul. Containerul. Cred că de fapt
fapt se pune la ieșire din casă, că da, vine să-ți ia... Da, ai putea să-l pui acolo la ieșire, da. Da, cel mai bine, îl pui acolo afară, în partea alaltă, știi? Stai că mă duc să las gunoiul. Uite aici. Așa, da, uite acolo undeva. Aici vine să ia gunoiul dimineața la casă și de asta. Da, bun, acum stai, e stai bine. Stai puțin, că nu-i real așa. De ce? Că mai cade câte o chestie. Aha, înțeles. Din gunoi. Așa. Aoleo, conservi-li. Mizerie ai făcut hutinașule acolo. Am vrut să fac cât mai realist, că mai cade din gunoi, ce să faci? Opa, cum fac chestia asta? Păi, trebuie să, când te miști, trebuie să dai pe ăsta aici, pe bifă, știi? Și atunci nu le mai poți mișca. Ok, cred că am pus-o mai strâmasă acum, ce zici? Nu știu. S-o mus sau s-o las așa? Nu-mi dau seama, asta așa să vedem. Cred că e destul de ok. Poate okay. Ceva de genul e bine. Uite acolo, ai mai putea să mai pui niște chestii pe jos și zic eu că e cam gata cu grădina, sincer. Stai că mai avem multe chestii, trebuie să punem și... Uite, wow. O minge. Aveam și... Asta o pun în casă, sincer, de serii. O pui în casă sau altundeva, uite, pune o minge pe acolo pe jos, prin stânga, sau acolo e bine. Așa. Niște jucării, da. Vai, ce stan drăguț, dar nu mai am de limonadă. Păi lasă că mai avem și alte case. Îl pun în casă dacă nu. A, uite, e pluș ăsta. Credeam că e pet, gen, dar e pluș, care are etichetă. Stai să văd, stai. Uite, să poți văd. Să pui un din ăsta aici, așa. Stai sau să un mai... pistol cu apă, uite, un pistol cu apă. Da, se potrivește aici. Ce tare. Era fain dacă era altă culoare, gen. Da. Bun, este timpul să punem mâncărică pe măsuță, dar întâi trebuie să pun niște farfurii. Vai, vai ce apoara mâncare! Apoara de cafea, ia uite-te acolo. Apropo de astea, înainte să le pun de aici, am făcut eu rost de un coș cu fructe, uite. Oh, nice! Și poți să-l pui da, tot undeva jos, cred, că îți ocupă mult spațiu. Așa, este că am și bani aici. Am făcut rost de haine, să știi. Oh. De la lucruri infinite, bun. O luat Foxy tot ce-o prins acolo. Uite coșulețul cu fructe. Și acum să pun restul de mâncare. Hai să vedem, două farfurii. Țac, pac. Estetice. Mama. Și... ăsta-i popcorn? Cred că da, ce sincer, cute. Nu știu. Da, uite-te ce bine arată mâncarea. Mamă, ăstea-s pancakes, nu? Da, cred că așa arată. Pancakes cu... Cu salată. Cu salată. Ar merge și o salată, dar salată făcută nu este. O salată verde. Ție spui pancakes și mie îmi pui o salată, Foxy. Nu, e invers, eu sunt că... iepure. Uite-te. Cred că e invers. Păi nu mai știu cum avem caracterele, ia vezi cum sunt caracterele. Ia de ideea că lopezi. Dar las că ne mutăm, ne mutăm, dacă nu. Stai să pun, să-ți fac salată. Și o roșie, mamă. Deci varză, salata de varză cu roșii, bună. A, deci nu-i salată, e varză, aoleo. E varză, dar să știi că salata de varză cu roșii e bună, rău. Merge. Și... Și cu căpșuni, pune și un căpșune. Căpșune? Ce căpșune ne-ai văzut? E căpșune, uite, acolo. A, păi, asta e căpșună? Cred. De asta merge tot pe ăsta, parcă. Aoleu, nu se mai vede, gata, s-a dus. E pe partea alta, ai doi căpșuni acolo. E, atunci nu pun, că nu mi-o pune ca lumea acolo. Și de băut nu bem și noi ce facem? Ba da, cocktailuri, limonadă, ia. Vai, ce frumos. Îi pune două păhărele așa. Păi și tu vrei la salata ta. Aoleu, că ai pus paharul pe jos. Lasă, că nu vede nimeni că l-am ascuns acolo. Așa. Și punem și asta de limonadă undeva. Pe jos. Aoleu. Sorry. Sorry, compresorii. Trebuie să muțe la un pic mai așa. Așa e bine, e limonada în față. Nu chiar, că noi suntem în spate, gen, dar ne pui pe laterale, lasă că e mai bine așa. Da. Biberon, încă nu avem baby. Ia, fii atent aici. Stai că... Dacă dăm așa, ia. Opa! Apa! Am mai ascuns un pahar pentru mai târziu. Am mai ascuns Foxy un pahar. Ia okay. Să punem ăsta puțin mai stai, așa. Stai că mai vreau să fac ceva, că mi-am dat seama aici. Oare gardonul pe Foxy? Nu cred, nu? Nu cred. Mă gândeam să mai atur niște chestii din alea de grădină.
Da, dar nu știu pe unde erau. Cred că la party acolo. Da, de la aici. Uite astea, da. Stai să mă gândesc, cred că la căsuța aici. Care zici că ar merge? Păi, dintre... nu știu, sincer, ia vezi alea cum arată. Dă-i mai jos, nu poți să dai mai jos? Sau e ok și așa? Acum vreau să pun și beculețe de grădină. Și... care să le punem? Astea trei sau astea mai multe? Cred că le-am mai multe, că mă gândesc că să așa, ceva de genul, mai așa bun. Și cred că cam gata, cum zice și Hudinașu, că... da, sunt destul de multe. Eventual ai putea să mai muți, uite aici, că le-am mutat eu astea. Să dăm un pic și coșulețul ăsta mai în jos, așa. A, să te mut pe tine că nu te vezi. Da, și pe mine să mă pui acolo, pe scăuneci. Opa, nu se mai vede ăsta petul gen. Gata. Bun. Și zic eu că e destul de șmecheră terasa asta, nu? Adică mie chiar îmi place. Sunt o grămadă de chestii, e full, full, full. Știi ce ai putea să faci? Să faci noapte. M-ai pus acolo, te luam tufa în cap, gen. Aoleu. Mi se pune tufa în cap. Păi, dar nu-i prea bine. Oare de ce se pune tufa în cap? Înseamnă că știu, trebuie sincer modificat pe aici. Da, bine. Trebuie dată mai așa, știi, piscina. De așa și mut-o mai în dreapta piscina un pic. Nu cred că mai bine mută în tufă. Păi, dar numai că tot îți vine scara, știi? Dai un pic. Eventual așa și să dai și casa mai în sus. Să muți și casa mai în sus un pic. Așa. Și acum ar trebui să fie ok. Pistolul aici. Hai să te văd. Oh. A, pistolul tot rămâne și scara. Deci trebuie cred să că... stăm mai așa puțin. Cred că pistolul... nu știu unde să-l pui acolo, da? Și... oh. Nu știu cum să mutăm asta, casa genii, asta e. Citat. Puțin, da. E băguit ăsta aici. Ar trebui să punem asta puțin mai încoace. Punem asta aici, așa. Bun. Și acum dă-i să vedem cum te pune. Ia să vedem. Înseamnă că nu trebuie să punem lucruri acolo, că nu te lasă să te bălăcești. Da, deci trebuie să nu ai chestii deasupra. Cred că o să mai aruncăm din chestii, că altfel nu merge treaba. Cred că o să arunc chestiile astea, că parcă oricum sunt prea multe chestii. Da. Arunc și tu atunci. Și oare dacă mut ăsta... da, nu merge nici dacă muți ăla, probabil. O să ți se pună în cap, oare? Dacă o pun mai așa. Cred că da. Ia încearcă să vezi. Hai să vedem. Da. Deci trebuie să fie mai încolo. Trebuie să fie mai spațios cumva. O dispărut piniata de aici, dacă observi. Cred că ai aruncat-o tu. Ah, nu, ai dat tu cu bagheta. Când ai aruncat-o pe lângă ea și s-o spart. Atunci punem ăsta înapoi aici. Da, ăla poți să-l lași acolo, bun. Acum, ceva de genul ăsta, da. Numai așa poți să te bagi în piscină. Da, 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 păi na, e bine așa că altfel nu prea ai cum. Și zic eu că arată destul de bine. Da. Adică nu știu ce ai mai putea să mai pui. Vi se pare prea încărcat sau e ok așa? Să scrieți în comentarii. Mie mi se pare drăguț așa, dar e un pic încărcat, sincer. Acum, Foxy, suntem noi afară, ne-am adus lucrurile, avem chestii puse, dar zic eu că arată bine, gen. Da, arată bine. Opa. Uite, poți să pui emoturi. Cum pui emoturile astea? Nu știu cum ai dat. Dar unde se pun emoturile? Păi cred că la față. Nu ți se schimbă fața? Abar n-am, sincer să fiu. Wow, scrieți-ne în comentarii, chiar nu știu cum se folosesc. Da, nu știu nici eu. Poate trebuie să selectezi un caracter, nu știu, habar n-am, sincer. Cred că ar trebui să plângă caracterul tău sau să fie îndrăgostit sau ceva de genul. Dar nu știu cum am făcut asta. Păi nu de aici, că aici ai intrat să creezi un caracter nou. Trebuia să fie acolo gen cu caracterul și ți-apărea o chestie ea. Dacă dau înapoi. Să ne întoarcem înapoi.
Îți apare o față acolo. Sper că s-o salva, că n-am apucat să salvez. Da, s-o salvat, s-o salvat. Ar fi, uite, ar fi și scrie aici trist saving. Să nu se salveze grătina. Uite aici, aveți o față de bebeluș. Dar nu se pune, de aia zic. Și normal ar fi trebuit să... A, uite, va. A, am ce luat-o, drăguț, da. Ia uite. Ador. Casa asta este superbă. Mamă, da. Deci poți să spui așa emote-uri cum ar veni. Vai, ce drăguț. Și probabil când dai X își revin caracterele la loc, mă gândesc ea. A, nu, se rămâne în față așa. A, și dai pe ăsta, uite. Aici așa. Da, lasă-le așa, lasă-le așa, că-s drăguțe rău, nu strica. Vai, ce frumos e. Mie îmi place cum arată, sper să vă placă și vouă. Te mut un pic de pe scaun ca să se, să se vadă frumos acolo pătuțul. Doa, Foxy, stai că eu mă jucam cu mingea, stai. Eu mă jucam aici, basket. A, dar n-am pus coș. Nu contează. Dădeam la piscină cu mingea. Uite aici, eu mă osui aici în căsuță. Drăguț. Da, sincer să fiu, arată super, super bine. Mi-ar plăcea așa o curte, sincer. Nu știu dacă chiar aș pune chiar atât de multe chestii, dar aici în joculeț arată super. Părerea mea acum. Da, și mie îmi place, chiar a ieșit fain. Scrie și voi în comentarii și ne vedem pe episoadele următoare, unde va trebui să facem restul casei, care e imensă. Dar sper că vă place până acum cum a ieșit grădina. Dacă v-a plăcut episodul și vreți să ne susțineți să facem cât mai multe episoade de Toca, scrieți acolo în comentarii că vă doriți asta, că noi vă citim comentariile, bineînțeles. Nu uitați, un like de la un prieten egal o casă nouă cumpărată. Așadar, dați pentru noi un like, subscribe, clopoțel și vă mulțumim, drăguților, pentru fiecare like, pentru fiecare comentariu lăsat. Abia așteptăm să vedem dacă vă place grădina. Mulți pupici! Pa!